Da, vă mulțumesc frumos, domnule președinte de ședință. Doamnelor și domnilor deputați, cu sau fără voia domnilor voastre, luni, 15 martie, Parlamentul României și-a suspendat activitatea în plen la solicitarea grupurilor parlamentare ale Uniunii Democrate Maghiare din România. Motivul? Sărbătorirea zilei Maghielor de pretutindeni. La mica înțelegere a liderilor grupurilor parlamentare PNL, UDMR și USR și cu acordul tacit al grupului PSD, Parlamentul României a fost pus la dispoziția Ungariei ușile plenului Camerei și Senatului fiind ferecate pentru a nu leza sensibilitatea liderilor UDMR. Deloc surprinzător, aceiași lideri ai PNL, USR și PSD au uitat de sensibilitățile națiunii române pe care pretind în mod micinos că o reprezintă. Pentru liderii politici PNL, USR și PSD care au decis să insulte demnitatea națiunii române doar pentru a face pe placul UDMR, voi prezenta o mică lecție de istorie despre ce anume înseamnă 15 martie 1848 pentru națiunea română din Transilvania. Lecție dată nu de mine, ci de istoricul Clujan Vasile Lechințan, doctor în istorie, o somitate în domeniul istoriei Transilvaniei. Citez. Ziua de 15 martie este simbolul Revoluției Ungare de la 1848-1849, care reprezintă pentru români una dintre cele mai mari greșeli de atitudine ale maghiarilor implicați în această revoluție față de poporul român din Transilvania. Din luptătoare pentru cauza libertății, și dreptății, această revoluție s-a transformat într-o opresoare a românilor, asupra cărora a declanșat o cruntă teroare, de la această dată de 15 martie 1848, începând până la înfrângerea Revoluției Ungare din august 1849, căzându-i victimă insurgenților maghiari din Transilvania, acelor transformați în teroriști criminali, numeroși români nevinovați, copii de vârste diferite, femei, bătrâni, preoți și dascăl, toți schingiuiți și uciși cu o bestialitate fără egal în istoria Revoluției Pașoptiste din Europa. Este de-a dreptul cu cutremurătoare lista românilor matriri din aproape fiecare sat din Transilvania și îi amintim aici cu durere reală și nu pentru o polemică în sine inutilă și lipsită de respectul profund pe cei cărora le datorăm memoriei lor. Românii nu s-au lăsat cu prețul vieții să fie șterși de pe fața pământului, având, având în fruntea lor un Iancu, un Bărnuțiu, un Barițiu, un Papiu, un șaguna, un Buteanu, Blajul a fost simbolul afirmării idealilor Revoluției Române și Munții Apuseni simbolul rezistenței invincibile românești în fața deziratorilor Revoluției Ungare. Au fost uciși și fruntași sași care au fost de acord, care nu au fost de acord cu terorismul maghiar instalat în Transilvania, chiar sașii vorbeau de sintagma terorist în corespondența lor cu, cu referire la insurgenții maghiari de la Cluj. De ce este una dintre cele mai mari istorici, uh, greșeli istorice de atitudine maghiară față de români? Pentru că cei care au condus Revoluția Ungară și toți cei care au adoptat orbește dezidratele au trecut peste drepturile, demnitatea și libertatea românilor și au pus pe primul plan unirea Transilvaniei cu Ungaria și ștergerea identității de români de pe fața Pământului, fie prin sabie, fie prin lance, fie prin împușcare, fie prin spânzurătorile pe care le-au ridicat atunci în Transilvania, spre marea rușine a Europei, fie de bună voie, credeau teroriștii, prin lepădarea de către români a limbii, religiei și etniei lor. Cu promisiunea că astfel vor avea toate drepturile de pe lume ca și maghiari. Iată ce uh, și-au propus corifeii Revoluției Ungare. Închei, domnule președinte. Declarația mea este mult mai largă și uh, se, ocup, are, uh, uh, se ocupă în integralitate de această temă. Termin, aceste câteva rânduri ar trebui să-i umple de rușine, atât pe liderii grupurilor parlamentare PNL, USR și PSD, care au fost de acord să închidă Parlamentul României de 15 martie, cât și pe inutilul Mulțumesc. premier al României, Florin Cățu, Mulțumesc. care s-a grăbit să transmită un mesaj de ziua maghiarilor de prețiu, uh, dar nu a, colegii, avut, nu a avut deputat. nimic de spus despre drama românilor din Transilvania, masacrați doar pentru că au dorit să, să trăiască liber.